hai cu neața și cu toate alea. Mergem să explorăm orașul. Neața. Adică capitala statului Spiritul Santu, Victoria. După cum v-am spus, noi suntem undeva lângă, la vreo 7 km. Apropo, am rămas fără apă la parbriz și am fost în Carrefour și nu am găsit pe raionul de auto, nu am găsit lichid ăsta de parbriz. Găseam doar din ăla pentru radiator. Nu știu, cred că ăștia nu au în cultura lor să pună lichid de parbriz, probabil că pun doar apă. O să mai caut, dacă găsesc o să cumpăr, dar până atunci am trebuit neapărat. O să punem niște apă. Nu știu de ce să țin. Apă de aici. Așa. Cam micuț cu eu ăsta de susține. Uite aici. Ce e motor? Gol, gol. E motor micuțar. Da, este gol și... Ciudat a fost să nu găsesc aici lichid din asta de... Mergem pe apă. Pune și o stică de vin dacă e nevoie. Mai știi că eu te-am întrebat, zic că ăștia folosesc apă în loc de lichid de parbriz pentru că mi s-a părut prea apă. Da, și nu văd urme de ceva roșu, albastru, cam așa. Păi de asta zic că în mod normal se vedea chiar și când stropeai pe parbriz, că nu e chiar incolor lichidul. Se vedea o tentă de albastru, de verde, de ceva. Așa aici, cu strada. Ah. Nu mai sunt nici pe capăt, ieri erau și pe capăt. Aici ne-a dat drumul să putem ieși. Am mai nivelat un pic cu nisip, vezi? Da, și tocul nostru. Să luăm cazări unde se lucrează, dar n-a fost zgomot, adică nu știu cum. Ieri lucrau oamenii, dar nu, adică nu făcea zgomot, nu. Sau nu s-aude din casă. Am avut noroc pe partea asta, că nu ne-au bătut pe camerele în cap să ne trezim de la 7 dimineața. Ceea ce... E ok, am avut somn bun aici pe șantier. No. Yeah, it's okay. Okay, it's okay. Ah, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Acum avem bilet de parcare. Aceasta este o mașină foarte complicată de plătit parcarea. E complicat, a fost și pentru ei, dar pentru noi. Nu există nimic în limba engleză, doar în portugheză. Însă și pentru ei e foarte complicat. Plata se face doar cu monede. Dar băieții, fiind de la o televiziune de aici, au avut un card special. L-au băgat aici, card de parcare. Și ne-au așa spune, ne-au băgat numărul de la mașină și ne-au plătit pentru 2 ore. Am scos de o hârtie de 5 real și au zis că nu. Atât mulțumim. Pe noi, doar că nu aveam monede, ca da. Să trebuia doar cu fise să plătim. Încă o dată vedeți că brazilienii sunt super, super ok. Sau mă rog, nu știu, poate este mai norocos și dăm doar de oameni mișto, dar de când am venit aici doar oameni ca lumea, e ceva... Păi se poate. Păi se poate. Da, și acum că suntem în centru, hai să vedem exact ce avem pe aici. Cred că am avut noroc că am prins și loc de parcare aici, pentru că este centru, miezul miezului. Și trebuie să dau eu pe Google Maps, vreau să vedem o catedrală foarte interesantă aici, să o vedem de afară. E o catedrală într-un stil neogotic, așa, dar cred că se află undeva prin colo. Până la acea catedrală, ne oprim aici, imediat lângă, unde avem Palatul Anchieta. Anchieta sau Anchieta, cum se pronunța? La ei aici nu știm, dar citim și noi, adică pronunțăm și noi după cum se citește. Foarte, foarte mișto această clădire. Undeva pe la 1500, această clădire a fost o școală înființată de un preot catolic. Apropo, Victoria este un municipiu foarte important aici în Brazilia, pentru că
Două dintre cele mai importante porturi din Brazilia se află aici. Unul începe aici, se termină undeva la câțiva kilometri înspre ocean. Ia uitați de aici ce bine arată. Dacă ar fi și funcționat fântânile astea, mamă, arăta bombă. Dar oricum ar fi, arată foarte, foarte bine. Lipsesc floricelele și apa care să funcționeze și era perfect. Dar oricum ar fi, imaginea e bine de tot. Vitoria are undeva la 360.000 de locuitori în zona urbană, iar cu tot cu zona metropolitană se ajunge undeva la 1.800.000 de oameni care trăiesc aici. Acum, nu este un oraș foarte, foarte mare, venind din São Paulo și din Rio, unde alea sunt, de fapt São Paulo este mega oraș, iar Rio vine imediat după São Paulo. Acesta pare un orășel în fața celorlalte două, dar nivelul de viață aici, nivelul de trai, este foarte, foarte bun. Este imediat după Florianópolis, iar în Florianópolis este cel mai bun nivel de trai din Brazilia. O să vedeți mai încolo, când o să mergem pe lângă apă, cum arată clădirile, cum arată blocurile. Aici în centru, aici în centru, dacă vedeți, e un centru banal, normal, cu clădiri vechi, ca în orice alt centru. Dacă veți vedea ce se întâmplă la apă în partea alaltă, ce clădiri, ce blocuri sunt, o să vedeți că, da, se simte că aici este alt nivel de trai. Și oricum, am văzut la prețuri. Prețurile sunt mai ridicate aici, asemănător cu São Paulo, dar ținând cont că sunt doar 360 ceva de mii de oameni în oraș față de 12 milioane în São Paulo, nu te-ai fi așteptat ca prețurile să fie atât de mari aici. Hai, Alina! Uitam pe picioare cât de puternic e soarele. Da, arde foarte tare soarele. 12 metri față de nivelul mării avem aici. Inițial găsim informația că sunt 4, dar după aia am găsit mai exact 12 metri și de aceea temperatura de aici e foarte, foarte ridicată față de alte orașe unde sunt poziționate mai sus față de nivelul mării. Copiii au ieșit de la școală și au uniformă. Toți copiii au, de fapt, pantalonii văd că sunt cam la fel, doar tricourile. Tricourile sunt la fel. Alb cu verde și cu emblema școlii. Și pantaloni orice. Hai să vedem acum unde e catedrala aia. Foarte frumos că sunt semne aici peste tot. Avem primul semn către o plajă, după aia catedrala metropolitana și capela Santa Luisa. Luzia, da. E greu cu limba. Luzia, Luiza, tot aia. A fost mai ușor să zici Luzia. Lucia, Luiza. Luiza. Da, Luiza. Mie mi-a fost mai ușor să zici. A fost mai greu, ți-a fost mai ușor să zici. Oh. Și mie mi-a fost mai ușor să zici Luiza. Ia vedeți aici. Luzia. Mam, pe așa că mă uitam la catedrală și nu vedeam, nu știu ce e asta, aceste scări. Asta cred că a făcut parte din ceva, cred că a făcut parte din toată zona asta, unde e catedrala, palatul, înainte aici a fost o bogăție mare. Exact, arată la fel ca scările de la palat. Da, 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 sunt făcute cam la fel. Păi asta a fost aici, gen curtea palatului? Posibil, da. Cine știe? Dar hai să continuăm cu catedrala. S-au întâmplat multe în 1500. Da, hai să continuăm cu catedrala, care arată foarte tare. După cum vă spuneam, arhitectura este neogotică. O fi deschisă. Băgăm și noi un ochi înăuntru. Catedrala Metropolitană, așa se cheamă, vă spun încă o dată. Alte informații despre acest oraș și despre Vitoria din statul Espiritu Santo. Este un oraș foarte sigur. Deci după ce că nivelul de trai este foarte ridicat și la siguranță stau foarte bine. Este un oraș unde ai vrea să te muți dacă îl vezi, pentru că ai de toate. Ai plaje,
ai munți, o să vedeți, o să încercăm să ridicăm și drona puțin mai încolo. Ai un centru foarte frumos, ai mall-uri foarte multe, apartamente care arată bine și prețurile ridicate pentru Brazilia, dar asemănătoare cu ale noastre din România. Deci e un oraș bun dacă vrei să te relochezi. Hai să vedem dacă putem intra. Mamă, cât îmi place, bă, catedrala asta. Nu știu cum sunt regulile aici. Dacă cezarau nu prea e cu biserica sau nu prea e dus la biserică, nu știe. Dar aruncăm și noi un ochi. Ia să vedem. Cum arată. Ma. Nu prea e cezarau cu biserica, dar întotdeauna când văd astfel de locuri, nu am cum să nu intru și să nu admir. Astea sunt opere de artă, construcțiile astea. Și le respect foarte mult, adică, și mai ales pe oamenii care le-au construit. Cred că s-a muncit mult de tot. Și în față avem o statuie cu Fecioara Maria, cu Iisus, cred. Și normal că cu Iisus, cu altcineva, cine să fie în brațe. Și jos încă patru sfinți, dar nu știu. Oricum, sincer să vă spun, arată mult mai bine din punctul meu de vedere, sau măcar, nu știu, din punct de vedere arhitectural, arată mai bine decât bisericile ortodoxe. Nu știu, așa mi se pare. Nu vreau să creez așa vreun hate că spun asta, e doar o părere personală și ca arhitectură îmi place mai mult acest stil. Bun, hai să ieșim afară să vedem ce face și Alina. A rămas la umbră că este foarte cald și nici nu prea se simte bine din ceea ce văd. Google Maps-ul face figuri pe aici, le-am luat direcția și l-am oprit că mai rău ne încurcă. Ăsta din față este un viaduct și văd că se lucrează la el, cred că îl recondiționează și bine fac. Cred că este la fel de vechi precum era și acel palat sau acea catedrală. Da, pentru că duc tot înspre palat încolo. Viaductul Caramuru. Iar parcul ar trebui să fie în față, dar în față văd blocuri. Vedem dacă ne luăm schem sau nu ne luăm schem. În căutarea parcului observă multe clădiri din astea cu arhitectură pe veche așa. Doar că asta e refăcută, asta nu e ca zic, palatul acela, se vede că e refăcută în stilul ăla. Dar da, așa o imagine frumoasă în acest centru. Și gata, am ajuns în parc. Parcul dintre blocuri. Imediat lângă parc aici avem și un panou cu informații despre centrul istoric al orașului Vitoria. Sunt afișate aici toate punctele de interes din centru. Aici noi suntem aici la 7, la parcul Moscoso. Am văzut catedrala care e imediat lângă. Am văzut și palatul care ăsta de aici este, nu, panoul ăsta de lângă apă este. Și mai sunt câteva chestii pe aici de văzut. Aici avem și o pădure și plajă. Trebuie să mergem și pe la plajă mai încolo să vedem cum arată. Și da, putem să intrăm în parc. În fiecare centru e binevenit un astfel de parculeț. Vedeți că nu este un parc mare, dar plin de verdeață. Și e liniștitor, așa, la ce agitație pe aici, prin centru. Aici e numai bine de venit și de petrecut așa o jumătate de oră, reflectând la viață. Dar și pe aici destul de mulți oameni ai străzii. Bine, nu cum erau în São Paulo, că na, ăla e și dita mai mega orașul, dar cu toate astea este un loc foarte frumos. Ia vino Alina încoace.
că fântâna asta și asta arată bine. Tot așa este pe arhitectura palatului. Asta aici avem soarele în față. Nu înțelegeți nimic. O să mă mut eu așa frumos, de jur împrejur. Foarte frumos. 1908-1912. Trabalha de cine știe portughești. Pești ceva? Nu. No. No. Subțire. Uite, mai avem și o scenă. Ah, da. Am trecut pe lângă ea și nu văzusem. E în curs de amenajare, că uite un domn acolo care lucrează, vopsește, curăță, face ceva. Da, e o mică scenă și aici sunt băncuțe. Din piatră. Da, din piatră, unde vii să admiri ce se întâmplă aici. Teatru, muzică, jonglerii, orice. Cu oamenii ăștia, când e vorba de chestii de cultură, fac orice. La ei nu e cum era noi, de exemplu, doar o muzică, teatru. Aici ei poate să vină un grup de la un circ, ceva, să facă o grămadă de chestii. Aici pentru ei este tot cultură. Se implică în... Da, foarte mult. Da, toată America de Sud e așa, când e vorba de cultură, oamenii ăștia sunt primii la inițiative. N-ai zice, după ce auziți că e vorba numai despre femei și droguri, dar realitatea de pe teren e alta cu cea din fața televizorului. Total diferit. Uite fântâna aia în față. Hai, sunt pe pod pe aici. O să-i tot pod ăla, cred că tot ăla de în ciment, făcut să imite lemn. Da, e la modă chestia asta. Am tot văzut. Să imiți lemnul. Aha. Din ciment. Am și văzut cum se construiesc astea. Ia uite, da, de în ciment. Uite, oamenii acolo sunt la cu păturica. Se odihnesc, mai un picnic mau aia. Foarte frumos. Am văzut că și la noi am început. În, nu mai știu cum se cheamă parcul ăla, de la unde e făcut Park Lake-ul. Nu mai știu exact. Acolo am văzut oameni cu păturica. Uite, aici sunt pești. Ia uite, se văd cum înoată. Nu-s de acolo colorați, dar sunt pești. Unul e acolo, unul e aici. Ce frumos este! Vă place? Că nouă ne place! Hai să ne verificăm calitățile de echilibristică. Nu, se merge ok. Pare că nu, dar este foarte, foarte stabil. Tot din ciment e podul ăsta. Uite, un pește acolo. Dar zici că e mort. Da, e, pare a fi, după cum arată, pare a fi gen biban, așa. Hai să vedem dacă găsim o ieșire pe aici. Adică o ieșire, că ar trebui să ai mai multe ieșiri. Oare? Ori fi mai multe ieșiri deschise? Și pe aici, uite, sunt mai mulți pești pe aici. Aici era interesant că am cinci milioane, niște bărcuțe. Era frumos. În dreapta, dar în dreapta este închis. Adică nu închis, nu e nicio poartă. A, până la urmă, hai să luăm în dreapta și ieșim pe unde am intrat. Alte informații despre acest oraș, despre Victoria. Aici suntem pe o insulă, de fapt, pentru că Victoria este înconjurată de un râu. De fapt, sunt mai multe râuri care se varsă într-un râu ce înconjoară orașul Victoria, iar acesta se varsă mai departe în ocean. Și în jurul orașului Victoria mai sunt aproximativ 32 de insule micuțe. Nu am găsit nicio informație cum că am putea să vizităm vreuna dintre insule, că e ceva special. Probabil că sunt doar niște insule foarte mici care nu se pot vizita pentru că nu este nimica turistic. Am văzut Cezara o suc rece și sincer mi-e cam sete. Hello. Vrei? Uite, vezi acolo. Asta e mango? Nu, acolo e abacaxi. Mai este manga în pop. No, I will take this one. Natural, the fruit. Yeah. Vrei? Eu tenho 5, 6 e 7. 7?
7, 6, 6, 2, 3. 2? Ok, 2. Vocês vão comer alguma coisa? Sau suco? Sau suco. 7 lei. 14. Întreba dacă vrei la 7 lei sau la alt preț, oricum am înțeles. Cred că e vorba de mărime. Da. No. Ok. Slovia? No, no. Obrigado. Obrigado. Da. Mamă, ce bun e. E bun și că e rece, e bun și că e natural. Și un pic acrișor, dar nu acrișor cât să, de la Marocan. Să te rupă la ochi. Știți, când e acru, te rupă la ochi, faci de stâmp, faci carota alea. E exact ce trebuie. Place? E bun, e așa, asta chiar e coritor. Eu de când am ajuns în Brazilia doar de maracuia am băut tot ce mi-a comandat până acum. Până și caipirinha e băut de maracuia. Da, pe cu caipirinha de maracuia am început. Una asta? I-am luat și domnului o ceva, nu știu ce mi-a arătat, o empanadă, habar n-am. Da, sunt o fel de empanadă, cu brânză, cu carne, cu tot felul de umpluturi. I-am zis-o cealaltă, să te uite acolo. Nu înțelegeam exact din semne ce vrea și ne-a arătat că vrea și el o de-aia. Da, n-a vrut bani, a vrut să mănânce și chiar era foame, adică cum a primit-o, a început să o balboteze. Da, a fugit săracul, că, adică a vrut să-și pună sos de la pe ea. I-a dat domnul două pliculețe. Nu, i-a dat două pliculețe cu sos. Da? Da, în fața mea. A pus mâna pe ăla de sos. Da, dar a pus mâna dacă te opriți ăsta, nu pune mâna, că-ți dau eu pliculețe. Și i-a dat câteva pliculețe. Hai, dar de ce? Că nu era mutat să zici că... Da, nu știu, nu. Dar a fugit săracul așa, mâncând din ea, că nu e cu ca să-l întreb, poate vrea și o apă ceva. Da, s-a dus. S-a dus ca fleș. Da, na, de seama, păi era foame, probabil că stăteam aici prin parc. Dar omul chiar n-a zis nimic de bani, cum au făcut ăia în copiii în favelă, care veneau bani. Da. Omul era rupt de foame, i-am ceva să mănânc, crăp. Înapoi la palat, ca să ne luăm mașina. O altă fază amuzantă, să-mi trag și aerul, că am urcat. O altă fază amuzantă e că centrul orașului Victoria, nu este în centru. Acum o să vedeți pe hartă, centrul este undeva în lateralul orașului. Se mai întâmplă, sunt destul de multe orașe, chiar și în Europa, unde centrul nu este în centru, dar e amuzant așa, pentru că eu când am căutat centrul, prima dată am deschis Maps-ul și mă uitam fix în centru. Da? Dacă nu ne uitam, ajungeam în altă parte și credeam că e centru acolo. Stai aici să scoși o mașină? Da, că n-ai cum să intri. Aha, dau cu aceea. La doar 6 km de centru, sau 7, se află un alt loc iubit de oamenii ăștia de aici, din Victoria. Se numește Piatra de Ceapă. Așa se cheamă, Piedra de Sebola. Asta este parcul Piedra de Sebola. Se pare că sunt ceva construcții, renovări, amenajări. Dar am întrebat și a spus că trebuie să o luăm pe drumul acesta. Era niște domn de la pază, a fost o doamnă de la pază. Și a spus să o luăm pe aici. Să vedem și noi de ce este acest loc așa iubit. Probabil că se vede foarte frumos acea piatră de ceapă. Am văzut-o în poze și da, într-adevăr, seamănă așa cu o ceapă și probabil că de aici a luat și numele de piedra de sebor. Doar că dacă se lucrează pe acolo, eu știu, o mai avea acces, nu o mai avea. Dar dacă oamenii ne-au spus să mergem cu încredere, noi credem pe cuvânt. Ăla, dacă asta e piatra de ceapă, înseamnă că domnul sapă în ceapă. Domnul, tu muncești sau faci o salată? Cred că tot în sus să mergem. Opa, uite aici ceva. E un domn acolo care doarme. Și acolo scrie, parcare, Piatra de Sebola. Ok. Deci înseamnă că suntem pe drumul cel bun.
și trebuie să urcăm tot în sus. Ia! Mă, ce cu voi aici, mă? Păstărele! Păuni, mă! Astea sunt păuni, mă, uite pe la mare acolo. Dar sunt la ora de somn și nu se înfoaie. Uite și o rață, bă, dar ce bine aveți voi acolo. La hotel de Sebola aici. Ah, gata. Aia e, de acolo este. Piatra de Sebola, piedra de Sebola. Da. Mă rog, dacă o privești într-un fel, poți să spui că este ceapă. Depinde de ce consumase în ziua aia cel care a dat numele. Hai că seamănă ceapă. Putem să urcăm pe acolo? Văd un traseu, e acoperit de iarbă. Hai să vedem dacă se poate și din partea alta. Că parcă mi-e așa să calc pe iarbă, nici nu știu. Se pare că e. E drum, scările astea duc acolo. Hai să vedem și de aici, din partea asta. Acum că avem soarele în partea stângă, o să puteți vedea mai bine. Mama, astea să cred că sunt scările de atunci, de când a văzut la piatra și a zis că e de ceapă. Ia! Și o pârlă ce face. Hai că e. Se vede bine, e frumos. Hai bine, treacă, merg. E de ceapă. Arată a ceapă. S-a votat. Hai, Alina. Să vezi piatra de ceapă. Mai găsim și piatra de castravete, vezi salată faci. Salată fac în seara asta. Da? Ca să mergem să cumpărăm varză. Asta, salată verde, pardon. Nu varză. Păi am luat. Am folosit-o ieri. Ah. Era un supermarket, n-am trecut pe aici până la apropiere. Da, un loc, la fel, un loc frumos să fii, să te relaxezi. Uitați orașul, ce vă spuneam, nu știu cât o să vedeți pe cameră, toate blocurile sunt, arată noi, toate. Mai puțin centru. Deci în centru acolo, probabil că nici nu se poate modifica în centru. Că, nu știu, probabil vor să-l păstreze, așa cum era. Dar totul pe aici este țiplă, deci supermarketuri, blocuri, lux și opulență la ăștia aici pe Vitoria, în Espiritul Santu. Acum că am văzut și acest loc, o să mergem, cum a zis Alina, mergem să ne luăm o salată ceva, dar o să vedem și o plajă, una dintre cele mai populare plaje de aici. Am lăsat-o la final, că am zis că dacă o fi soarele puternic, să se mai lase și uite că am avut dreptate. Nu m-am așteptat să fie așa cald, dar n-aveam cum să mergem prima dată la plajă, că ne topeam. Ia, am stat așa că Cezarau a văzut și un iaz aici. Și trebuie să vedem, să verificăm dacă există pești. Are și Cezarau un fix, să caute pești de acolo, rați. Dar acum arată iazul ăsta. Da, avem țestoasă care stă la soare. Bă, uite mă păsările alea, de ce tu că fac ca pisicile? Uite aia e. Aia mi-au una așa. Țipă. Ia uzi. A fugit țestoasa care era fix lângă păsările. Ia uite mă cum face, bă. Alina cea că-s pisici la un moment dat. Ia uziți-o. Chiar că zici că e pisica de aia turbată. Bă, urât faci. A, uite, a scos căpăț în afară chestia asta, dar pește nu pare să fie pe aici. Cum să pleci? Alina a văzut un leagăn. După aia mi-a văzut și acolo un lac. Deci nu, mai stăm puțin aici. Ăștia ești tot cu leagănele astea, cu cauciuc și lanțuri. Asta e bine pe ăla? Ha? Te ține bine? Am așa, acum să-ți rup Pufarinescoviciu. Mă strânge. Păi, a, telefonul sau altceva? A, cred că nu cauciuc cu ea, e problema. Aici este rămas de pasări. Păi, sunt alea țipătoare. Alea de miau.
Hai că e bine, te-ai dat și în leagăn pe Brazilie. Da. În Spiritul Santu. Este leagănul sfânt. Victoria. În spate, piatra de ceapă. Fiță. Dar uite cât de mișto e copacul ăsta. Și cum arată, te dai în leagăn și copacul ăsta pe spate așa. Îmi aduce un pic de toată lumea de groază așa. Asta este un leagăn din ăla de groază. Aha, aha. Și după cum sună. Se și aude, da? Aici mai lipsea fântâna aia, pe acolo, și se iasă fata aia cu plete din fântână. Oricum, baza copacului era la fântână. Da, da, da. Și de aici, de aici. A? Aha, da. Da, să știți că arată puțin așa, fiind de gras. Când s-o lăsa și soarele, e de acolo. Și acolo, în față, este o școală. Deci cum nu se poate mai bine pentru copiii ăștia, să ai școală și când ieși, să o ia așa pe în parc, să urci frumos până la drum în partea alaltă, să duci acasă. Vii de plăcere la școală. Foarte frumos locul ăsta. Foarte, foarte frumos. Și rațe. Rațe multe. Ia uite ce pe aici. Bă, tu ești rața de aia. Tu cum faci, mă? Ia fă, marmacao, marmacao. Marmacao, marmacao. Așa sunt fagațele pe Brazilia. Aici dacă iau peștișori, îi mâncau rațele astea. Acolo mai este un țarc cu niște, acolo sunt găini. Da, îmi place. Ai gâscă? Ia uite. Da. Ce pieptan are în ea, ce bine se agită ea acolo, ia uite. Acum vorbește, ce mă filmez mă pe mine, băi. Ăsta din România. Cine ai văzut gâști? Gâscau? Gâscau, gâscau. Astea sunt alea care te atacă, știi? Dacă te dai la ele așa și vând gâscan de la alea, cum vine după tine? Da. Păi la ce căldură e? Ia uite ce dă din codiț. Hai să vedem dacă pe drumul ăsta așa, ajungem înapoi la parcare. Dacă nu, trebuie să luăm înapoi. Nu, cred că o să o ținem pe aici, pe drum, așa. Și, ia, tot așa, urcăm. Și o să ajungem înapoi la mașină. Ia uite tare statuia asta cu domnul care îi dă apă acestei păsări, din gura lui, așa. Ca și când și-ar hrăni, ca și când ar fi o altă pasăre care și-ar hrăni puișori. Ei bine, și ajunserăm pe plaja Curva de Jurema. Ce îi spune? Am ajuns la curva Jurema. Cred că curba de nu știu ce ar fi în traducere. Că în spaniolă și în portugheză curva e cam același lucru, curbă. Hai să mergem noi puțin pe aici. Să vedem cum se prezintă plaja asta. Din ce am văzut eu e și asta, destul de mare. A, de-aia spune curva, uite că este așa, într-un fel de U. Se vede foarte bine orașul de aici, blocurile, podul acela mic. Noi am venit pe un pod mai mare, dar accesul aici în Victoria se face doar pe poduri, pentru că v-am spus, este acest oraș este situat pe o insulă. A, de bine, vedeți că aici e mese de-astea mai premium lângă apă. E pe Finescu aici. E pe Bines. Uite, domnul de la pește, îi urez multă baftă. Ia să vedem. A, păi vedeți că e frumos rău aici. Apa este liniștită, mică. E bine aici. Chiar e frumos. Nu e agitat apa, nu e... Încă ți-e cald? A? Încă ți-e cald? Păi ne-am mai revenit puțin în mașină. Ne-am mai revenit puțin în mașină. Hai un pic încolo. Să vedem dacă urcăm și mergem la... Unde ești? Și mergem la un zi, un restaurant încolo, să bem un suc ceva. Să ne luăm un altul. Mamă, ce signal are.
Cred că și aici seara e frumos, că terasele astea cred că sunt pline seara. Și uite, pe insula acolo. Asta e una dintre insule. V-am spus că orașul ăsta are undeva la 32 de insule. Și acolo numai vile. Acolo, Alino, vezi că e lumea bună. Am ridicat drona, o să vă las imediat niște imagini să vedeți. Dar mi s-a întâmplat o chestie cu drona care nu mi s-a întâmplat niciodată până acum. La un punct a început foarte tare să vibreze telefonul și să nu mai pot să mișc drona stânga-dreapta și a trebuit să o aduc acasă. Dar m-am uitat că în apropiere este un aeroport și am văzut și un avion destul de aproape. Cred că e un fel de măsură de siguranță ca să nu mă mai pot mișca cu ea. Oricum, e prima dată când se întâmplă chestia asta. De obicei nu mă lăsa softul să decolez cu ea, să o duc în aer. Aici m-a lăsat, dar la un moment dat a început să facă ca toți dracii. Oricum, am tras câteva cadre foarte mișto și după cum v-am spus, vi-e relas. Între timp, noi mergem până la magazin, la supermarket, să luăm o salată sau ce mai vrea Alina, așa, să facem de mâncare pentru de seară și să facem bagajele, pentru că mâine avem de călătorit. Am de condus undeva la vreo 10 ore și trebuie să văd exact orașul unde ne oprim. Că momentan nu știu, am văzut vreo 3 orașe, trebuie să vedem așa care e mai frumos. S-a părut orașul văzut de sus. Am spus că au ăștia niște blocuri, au niște clădiri de... Acolo, am spus, în centru nu prea pare. Dar când ridici drona, se vede bogăția. A găsit Alina o spălătorie undeva lângă casa, am lăsat mașina. Iar la 400 de metri ar trebui să fie un laundry din ăsta automat, să spălăm și noi hainele ca să plecăm cu ele curate și uscate de aici. Da? Aici? Asta e un magazin de ceva de accesorii. O grămadă de magazine și pe aici. Da, uitați blocurile, vedeți că și ăsta e un bloc nou, de exemplu. Construit nou. Nu știu care a fost treaba aici cu orașul ăsta, dar s-a extins, cred că destul de rapid. Mai ales pe lângă apă, pe acolo. Sunt unele blocuri de încă au țipla pe ele. Și asta, pe uiteți. Încă nici nu i-a pus lumina acolo sus. Țiplă! Da, pe acolo e spălătoria unde scrie Bubble Box. Este la parterul altei clădiri din astea noi. Jos în spațiu de închiriat. Așa, e nou. E pe care 2-3 ani când e făcută. Bine, cam atâtea clădirile, deci. Cred că e tot sistemul de automatizat cu cardul. Hai să vedem. Da, e același sistem. Am partea alta. Sunt 3 mașini de spălat și 3 uscătoare. Iar aici avem tableta și POS-ul unde ne alegem mașina de spălat și uscătorul și plătim. Acum vreți să selectez aici. Acum e
Baba portughești. Delicate, nu știu ce. Nu știu care sunt normale, care te scoate în telefon, o să te aducem. Nu, dia dia. A, dia dia era acolo? Asta este cel mai bine folosit, cel mai mult folosit program. Aha. 3. Da. E singura liberă. Fără cupon, continuare, creditul. Da, iar mi-a scos din încurcătură deci cardul cărmii. Deci nu prea pe contabil, doar pe card. Și în general, revolutul, nu știu ce are. Din nou, cardul Curve ne-a scos din încurcătură. Da, se pare că sunt multe bivăiesuri, cred că era 5 oară, atât pe autostradă, cât și la landuri din astea, când cardul Revolut nu ne este acceptat, dar cu cardul Curve n-am avut niciun fel de problemă. Aveți link în descriere, să vă faceți și voi un card Curve dacă nu aveți. E foarte util pentru că pe acest card vă puteți băga toate cardurile pe care le aveți la alte bănci și în momentul înainte să plătiți, vă alegeți, vreau să plătesc cu ING-ul sau cu Raiffeisen sau cu ce bănci mai aveți voi și când plecați pe afară, cursul valutar este foarte, foarte corect și nici nu vi se mai au taxe. Știți că la băncile din România, când plătești cu cardurile din România pe afară, te cam îndoaie la comisioane și la cursul valutar. Cu cardul Curve scăpați de aceste mici neplăceri, care, dacă sunt multe, aceste mici neplăceri se vor transforma în mari neplăceri. Așa că link în descriere și primiți 5 lire în momentul când aveți 3 tranzacții finalizate. O să primim și noi și voi, așa că e pentru fiecare. Ne cinstim unii pe alții. Toate supermarketurile de aici pe care le-am văzut arată extraordinar de bine. Și uite așa aici legumele, cât de bine sunt prezentate. Și așa, cum arată. Foarte, foarte ok, foarte ordonat. Ne place. Ah, mai are și pe aici o dată? Ah, e aceeași, nu? Nu, sunt două diferite. Două tipuri de. Asta e normală, nu? Și asta e de aia. Aha. Ia de asta, de-a noastră, de asta românesc. Foarte bune prețurile la carne peste tot. Deci dacă e să mănânci undeva până oraș, plătești 33 de lei pe o porție mică de carne cu foarte mult orez și aici e 33 de lei kilogramul de carne de vită. Mi-am găsit inele de ceapă, că de când căutam. Caipirinha. O caipirinha. Uitați, caipirinha se face din, unde era, aici. Din chestia asta se face caipirinha, cu gheață, cu ceva lămâie și cu apă. Și o sticlă din asta mare, care are o alcoolemie de 50 sau 51%, costă 17 lei. Asta ca să vă dați seama când vă duceți undeva și vă cere pentru o caipirinha 30 de lei, că e mare schem. Cu o sticlă din asta faci, habar n-am, cred că faci vreo 10, sigur faci 10 caipirinha din asta. Hai că între timp s-a terminat și uscarea, dar mai avem acolo un tricou, mai are puțin. Zona asta e chiar bună. Am stat, cât am stat aici să așteptăm după haine, am tot intrat cu vorbă. Era și domnul și doamna de aici care au această spălătorie și mai veniseră două bătrâne și spuneau că una dintre ele că a fost în România, dar pe 94 a fost în România și o altă doamnă spunea că băiatul ei e ambasadorul Braziliei în România. Deci, în zona asta aici, lume bună. Am avut eu feeling și impresia că aici, în acest oraș, e de bani și așa e. E bine de bine. Dar prețurile, uite, aici la spălătorie sunt mai ieftine decât acolo în Buzios. Da. 15 cu 15. Bine, nu e așa... Ba nu, că și aici e turistic. Dar poate nu e așa turistic, nu, sigur nu e turistic acolo. Acolo era de...
Și zona în care suntem noi cazați nu e... Sunt case simple, sunt case da, localnice. Da. Noi o să încheiem vlogul de aici, din spălătorie, pentru că nu o să mai facem mica, ajungem acasă, mâncăm ceva și odihnă, pentru că mâine am de condus 600 de kilometri. Am găsit cazare, o să vedeți, este un loc foarte, foarte frumos. Iar am găsit, deci am căutat ieri și nu mi-a plăcut nimic, iar astăzi mi-a apărut ce nu mi-a părut să ieri. Și am găsit un loc superb în Areal do Cabo, așa se cheamă. Nu Areal, în Areal do Cabo am fost. Nu? Da. E tot ceva cu do Cabo. Porto Seguro. Lângă Porto Seguro, de fapt. Ce treabă pare? Nu. Da? Lângă Porto Seguro, da, se cheamă tot ceva cu do Cabo și este locul unde a luat naștere melodia Lambada. Această informație mi-a dat-o Gabi de la I Am Family și am zis, bă, hai să mergem și noi până acolo să vedem cum e locul ăla și poate aflăm ceva, vedem și noi. Unde au stat oamenii ăia, le-au făcut Lambada, le-au scris Lambada și vedem, poate găsim ceva informații pe acolo. Da, păi până mâine dimineață, când o să începem vlogul ăla de călătorie cu mașina și o să mai vedeți și voi cum arată drumurile pe aici, poate mai oprim și într-un loc de la schem în care să dăm 1000 de lei pe friptură. Nu mai, gata, ne-am învățat. Așa că, direct de aici, din uscător, până mâine. Oameni dragi, vă pupăm, vă îmbrățișăm cu mare drag. Nu uitați să ne lăsați un like dacă v-a plăcut acest video. Dați subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Și ne găsiți și pe Instagram, Caesar Show, Alina Daminescu. De asemenea, ne găsiți și pe OnlyFans. Aveți link-ul aici în descriere sau puteți să ajungeți mult mai rapid pe pagina mea de OnlyFans. Vă pupăm cu mare drag și vă urăm o seară plăcută. Pa!